Ne aflăm într-una dintre zonele minunate ale Greciei. Este vorba despre zona Corintului, unde se găsește și canalul Corintului, orașul Lutrachii și mănăstirea Sfântul Patapie. Este o mănăstire mai nouă, înființată la anul 1904, însă locul este încărcat de nevoința unor călugări din secolul XIV, care vor veni aici în căutarea unui loc de liniște, având în vedere că se pregătea cucerirea orașului Constantinopol. Venind aici, aceștia au adus cu ei sfintele moaște ale Sfântului Patapie și sfintele moaște, inclusiv capul Sfintei Pomonii, care este mama împăratului Constantin Paleologul, cel care a fost ultimul împărat bizantin. Ea s-a retras la o mănăstire de lângă Constantinopol spre sfârșitul vieții și și-a petrecut ultimii ani în mănăstire și în lungi răbdări datorită necazurilor pe care le-a avut. De aceea ea a fost numită ca fiind Sfânta Răbdare, evident, după ce a fost trecută în rândurile sfinților. Cum intrăm în mănăstire, în partea stângă a bisericii găsim o peșteră foarte frumoasă, descoperită în același an 1904 și poartă întrânsa sfintele moaște ale Sfântului Patapie. Este vorba despre un sfânt părinte din perioada secolelor 4-5, care s-a nevoit în zona unde au trăit foarte mulți sfinți, și anume în Tebaida Egiptului. În viața lui se povestește că era dintr-o familie de părinți binecredincioși creștini, foarte avuți, care și-au dorit să-l dea la o școală pentru a studia științele exacte, matematica, fizica. Însă, învățându-le pe acestea, tânărul Patapie a mai descoperit ceva. Cât de deșartă este lumea aceasta și trecătoare, și s-a gândit că există și o cauză mai înaltă care poate să treacă dincolo de lumea aceasta. Și această cauză este cauza lui Dumnezeu, pe care, dacă o aperi, vei câștiga-o în veșnicie. Ideea este să o aperi aici pe pământ și să știi cum să o primești în tine, să o cucerești. Și-a dat seama repede că nevoințele duhovnicești sunt cele care pot să atragă cât mai aproape de tine veșnicia. A auzit despre sfinții din Tebaida Egiptului, cei din Pateric, și s-a dus să-i cerceteze pe aceștia. În momentul în care a ajuns acolo, a văzut că viața aceasta este cea pe care de fapt o căuta și și-a dorit să o experieze. Își va face ucenici și după o perioadă de timp petrecută acolo și-a dat repede seama că viața aceasta este deșartă și, întorcându-se acasă, a aflat că tatăl său deja plecase la ceruri. A fost încă o dată convins că alesese drumul cel bun. Părăsești lumea aceasta și nu iei cu tine nimic decât dacă ai agonisit cealaltă lume deja în tine, gustând-o, pe aceea o vei avea în veci. A mai rămas o perioadă în pustia Egiptului, însă faima lui devenise foarte mare pentru că primise darul de a face minuni. Rugăciunile sale erau ascultate înaintea lui Dumnezeu și foarte mulți oameni se vindecau de boli. Erau pe vremea aceea alte boli decât acum, în mod special boala idropicei, un fel de umflătură cu acumulare de apă în corp, foarte dureroasă. Sfântul a vindecat și alți bolnavi care veniseră să ceară rugăciunile lui, însă nemai suportând viața de acolo, pentru că foarte multă lume îl căuta, va hotărâ să meargă împreună cu ucenicul lui la Constantinopol. Așadar, îl va lua pe acesta și va merge într-o biserică foarte cunoscută pe atunci, Biserica Vlaherne. Și va dori să trăiască împreună cu ucenicul lui într-o singură chilie și să se nevoiască. Și așa s-a nevoit mai mulți ani de zile ca simpli călugări, fără să știe nimeni cine era el de fapt. Însă, după o anumită perioadă de timp, s-a văzut că rugăciunile lui erau ascultate și că bolnavii se tămăduiau de boli. Așadar, va primi în continuare pe locuitorii din Constantinopol,
însă la vârsta de 83 de ani va pleca la Domnul și Sfânta Ipomonii îl va lua și îl va înmormânta într-o mănăstire care era sub protecția ei specială. Și ea a fost îngropată tot acolo, pentru că Sfintele urmașe au fost scoase și păstrate spre a fi cinstite în Constantinopol. Așadar, când intrăm în peșteră, în partea dreaptă vom găsi și un altar în care Sfinții Părinții Nevoitorii din secolul XV s-au rugat. Desigur că această mică siestrie și peștere de rugăciune n-a putut dura prea mult, datorită faptului că turcii vor cuceri și Peloponezul, aducând aici urgia războiului și presiunea asupra creștinilor. Astfel încât atunci când Sfinții Părinți care s-au nevoit aici au plecat la Domnul, au închis această peșteră, au pus deasupra frunze și țiglă ca să nu intre umezeala și au introdus înăuntru în peșteră Sfintele Moaștele Sfântului Patapie, punându-i acestuia o cruce pe piept și un sul în care se scria viața lui și numele lui ca să se știe atunci când Sfintele Moaște vor fi din nou descoperite. Și în felul acesta Sfintele Moaște vor fi păstrate în ascuns timp de 500 de ani. Abia în 1904 un părinte de aici va dori să înființeze un schit, pentru că i-a plăcut foarte mult locul acesta, ceva la atrăgea, și a construit această biserică. Însă nu i-a plăcut că era și cam mică. Și a dorit să mai facă o prelungire a bisericii ca să fie mai încăpătoare. Și gândul acesta l-a făcut să pună în practică această lucrare și va începe săpăturile în partea stângă pentru a mai construi încă o încăpere. Înainte de a se apuca de treabă, însă visează pe Sfântul Patapie în timpul nopții, care îi spune mâine când încep lucrările să ai grijă că sunt și eu ceva mai încolo și să nu cumva să atingi peștera mea cu instrumentele de săpat în stâncă. Și el a venit aici cu grijă, a adus uneltele și a început să sape în stâncă. Când a ajuns acolo la ușa peșterii, a văzut că este astupată cu țigle, cu tot felul de pietre și le-a dat la o parte și când a intrat înăuntru a venit o mireasmă de busuioc. Am simțit cu toții înăuntru ce mireasmă frumoasă au Sfintele Moaștele Sfântului Patapie. Le-a găsit întregi și văzând că sunt bine mirositoare și-a dat seama că este vorba despre un sfânt și a început să caute, a luat crucea de pe pieptul sfântului, a luat și surul și a văzut că stă scris acolo acesta este Sfântul Patapie și aceasta este viața lui. Și o perioadă de timp s-a făcut în jur informare către toți creștinii că se găsesc moaștele unui călugăr din Egipt, dintre părinții cei vechi care sunt descriși în Pateric și au venit cu toții să se închine. Unii dintre ei au fost mai râvnitori și au început să rupă din Sfintele Moaște ale Sfântului să le ducă acasă ca binecuvântare. Ori trupul unui sfânt nu stă în casa unui creștin pentru că acolo se întâmplă niște lucruri. Trupul unui sfânt trebuie să se păstreze într-un loc sfânt unde se întâmplă altfel de lucruri. Și toți aceștia care au visat au fost îndemnați să vină să aducă înapoi Sfintele Moaște ale Sfântului și să nu mai facă așa ceva. Și au adus Sfintele Moaște aici, le-au lăsat în biserică, după care s-a închis racla ca să nu mai aibă nimeni așa o îndrăzneală să rupă din trupul Sfântului Părinte și să ia Sfintele lui Moaște. Așadar, s-a lăsat spre vedere mâna dreaptă întreagă, cu piele, cu unghii, ca și cum acum ar fi adormit, însă el este adormit de 15 secole. De atunci s-a răspândit peste tot această veste că se găsește un sfânt care vindecă oamenii de boli. Au venit oameni de peste tot, de la Atena, se găsesc și minunile în viața sfântului pe care le-a făcut, însă eu o să vă povestesc despre una pe care nu o găsiți în viața sfântului și pe care o povestesc maicile de aici, de la mănăstire, întrucât mănăstirea este nouă, acum numără 40 de maicuțe, înainte erau mai puține, nu au preot aici, slujbele se fac cu
părinți aduși de la alte biserici, însă ele păstrează vie memoria Sfântului Patapie. Și o spun la toată lumea. La un moment dat vor veni niște femei de la Atena care vor întreba cum mai este aici la mănăstire și măicuțele au început să le spună, știți, Sfântul nostru de aici, nu știu dacă ați auzit despre el, dar este vindecător de boli și în mod special de cancer. Și femeile s-au dus la Atena și au povestit la toată casa scării, au povestit și la biserică și a aflat preotul de acolo, care le-a întrebat pe aceste femei, de unde știți voi că Sfântul Patap este vindecător de cancer? Să meargă lumea acolo. Dar de ce să meargă lumea acolo? Și femeile n-au mai povestit la nimeni, s-au șocat și au venit înapoi la mănăstire și le-au spus la măicuțe că nu mai spun la nimeni treaba aceasta, că preotul l-a certat. Și măicuțe l-a zis, n-au să ne rugăm pentru el, să lumineze Dumnezeu, ce să facem dacă ta gândește el. Și n-a trecut mult timp și într-o noapte a văzut în visul lui un călugăr ca cei vechi de demult, care a venit la el și a spus aceasta, să știi, preotule, că eu vindec cancerul și am primit de la Dumnezeu darul acesta. Așa că să nu te mai îndoiești și să le spui credincioșilor lucrul acesta. Și ca să ții minte bine ce ți-am spus eu acum, uite, primește asta de la mine. Și a luat așa palma și a trântit-o peste față și în momentul acela s-a trezit. Când s-a trezit preotul, nu știa de ce lustră fața. Și l-a lustrat fața mult timp, așadar a trebuit să spună la predică credincioșul să ceară iertare celor care a vorbit și l-a denigrat pe Sfântul Patapie și abia atunci a încetat usturima de față. Era vorba despre o parte a sufletului care lustura, nu de partea feței efectiv. Deci asta este una dintre minunile mai noi care s-au întâmplat și celelalte desigur că nu se prea spun, pentru că omul când are ceva de suflet, îl ține în suflet. Adică îi se întâmplă o minune și nu prea povestește pentru că nu prea e crezut. Dacă găsești pe cineva dispus să te creadă, atunci vorbești despre ceea ce ți s-a întâmplat și nu ai nemulțumirea că te ia în râs. Așadar, vom merge și noi să ne închinăm pentru că Sfintele Moaște au rămas acolo așa cum au fost ele găsite. Singura diferență între cele ce se întâmplau acum 500 de ani și perioada de acum este aceea că avem o ușă prin care să intrăm în peșteră și să ne închinăm Sfântului care ne va ajuta cu rugăciunile sale. În biserică vom găsi în partea stângă capul Sfintei Pomonii, cea care l-a ocrotit în viața ei pe Sfântul Patapie, însă când au fost descoperite Sfintelor Moaște și ea are osemintele de culoarea obișnuită a Sfintelor Moaște, adică de culoare gălbuie, sunt păstrate în partea stângă sub icoana Sfintei Pomonii și altor sfinți care sunt acolo prezenți. Știm că Sfânta Ipomonii înseamnă Sfânta Răbdare. Și cu toți avem nevoie de ea, pentru că în vremurile acestea doar răbdarea ne mai ține nervii sănătoși. Așadar, când vom trece pe acolo să ne închinăm la Sfânta Răbdare, să-i cerem să ne dea și nouă puțină. Sau chiar mai multă, sau îndelungă.